pentru cei care primesc lecțiile din sport. Ne-am întors în sala din Cluj pentru a vedea în continuare acest eveniment super care este organizat în onoarea lui Horia Tecau, cel care la 37 de ani încheie cu această carieră minunată de jucător. Iată-i din nou pe cei doi antrenori care i-au fost mentori la început de carieră la Constanța, Radu Popescu și Ioan Macoveiciuc. Și este momentul să dăm drumul la meciuri speciale cu personalități deosebite ale tenisului. Vedem Horia Tecau are echipa sa și joacă împotriva echipei Simone Halep. În prima înfruntare va fi o dispută de dublu mixt. Să nu uităm, acum 10 ani Horia Tecau câștiga primul său trofeu de Grand Slam la dublu mixt alături de americanca ce se află și acum în teren cu el. Este vorba de Bethanie Mattek-Sands. De partea cealaltă, o pereche de asemenea foarte interesantă în premieră. Vedem această pereche extraordinară, cea formată din Simona Halep și Patrick Mouratoglou, actualul ei antrenor. Un meci extrem de interesant, o mare surpriză prezența lui Patrick Mouratoglou aici. Mă așteptam să fie însă doar pe bancă, iată-l însă alături de eleva sa, de Simona, pe teren. Deseori l-am văzut pe Patrick Mouratoglou în tribună. Această călătorie la Cluj. Minunată atmosfera în sala de la Cluj. Vedem cât de mulți oameni au venit să participe la acest eveniment deosebit. Horia Tecau în plan apropiat. Și a început meciul. A început meciul, da. Iată, primul punct este adus de cel mai vârstnic jucător din acest careu de azi. E vorba de Patrick Mouratoglou. Foarte multe informații despre cariera lui de antrenor, foarte puține despre perioada lui ca jucător. E clar, echipa Tecau îl țintește mai mult pe Patrick. Frumoasă încercarea lui Mouratoglou. Aceeași monedă, Horia Tecau, după lobul care a venit din partea lui Mouratoglou, a venit și acest lob al lui Horia. Revedem această lovitură minunată pe care Horia o reușește, egalitate la 15. Ce mână are Patrick Mouratoglou! Iată un nou lob spectaculos reușit de el. Sunt un pic dezamăgit, așa, în ghilimele spun. Să văd consumația destul de cuminte a lui Bethanie Mattek-Sands. Ea a uimit de-a lungul anilor cu niște consumații incredibile pentru, până la urmă, rigoarea care există în tenis din acest punct de vedere. Însă să remarcăm, Mihai, că atât Horia cât și Simona sunt în echipamentul naționalei. Mai au un pic și se duc în tribună. Marius Copil intervine și dă o rachetă de ajutor lui Patrick. Marius Copil este jucătorul de rezervă pentru această echipă a Simonei. 15-40. Dar mă întreb cine va face schimbările câtă vreme Mouratoglou este în teren. Întotdeauna trebuie să aprecieze o rachetă care vine din exterior și îți dă o mână de ajutor. Ce serviciu acum din partea lui Horia Tecau. Vorbeam mai devreme despre faptul că Patrick Mouratoglou exersează acest serviciu tăiat cu Simona Halep, încearcă să îmbunătățească acest aspect al jocului și am văzut un minunat serviciu tăiat din partea lui Horia Tecau. O primă minge de break anulată de Horia. Domnul Gabi Trifu este capul răutăților. Multe lucruri se întâmplă pentru că el tot strigă lucruri aici. Poți să ne explici ce s-a întâmplat în ultimele minute, Gabi, pe scurt? Habar nu am. Și această minge de break este anulată de
echipa lui Horia, după un volo frumos al lui Bethanie Mattek-Sands, care cu puține ani în urmă își atingea apogeul carierei sale. A fost acum 5 ani doar cea mai bună jucătoare de dublu din lume timp de 32 de săptămâni consecutive. Vedem că și Bethanie are o formă fizică în continuare foarte bună. Serviciul lui Horia funcționează foarte bine. Și este primul game, să spunem că practic aceste meciuri se desfășoară după un alt sistem decât cel cu care suntem obișnuiți noi, iubitorii tenisului. Meciurile se vor desfășura până la 4, game-urile până la 4, cu tie-break la egalitate la 3, dacă este cazul, desigur. Este rândul pentru Simona să servească în acest game. Am visat anul trecut să-i vedem pe cei doi, pe Simona Halep și Horia Tecau, jucând împreună la dublu mixt la Jocurile Olimpice, pentru a aduce o medalie României împreună. Fetele între ele. Horia nu și-a pierdut din dexteritate. Reflexele sunt încă la nivel foarte înalt. Să nu uităm că în acest an, împotriva Spaniei, în Cupa Davis, Horia Tecău a reușit să obțină un punct pentru echipa României în meciul de dublu împreună cu Marius Copil. Amânându-și, practic, retragerea pentru a participa la acest meci. Cum spuneam, Simona Halep și Horia Tecău și-au exprimat dorința de a juca împreună la Jocurile Olimpice. Ei mai jucaseră în turnee la dublu mixt, inclusiv la US Open, dar până la urmă și din cauza pandemiei lucrurile nu au stat exact cum și-au dorit inițial. Au fost și probleme fizice pentru ei, mai ales pentru Simona. Și lungul de linie cu care Simona ne-a încântat de atâtea ori pe rever de-a lungul carierei sale. Abia așteptăm să vedem acest rever din nou într-un turneu de Grand Slam. Ea va participa în curând la Wimbledon, începe de săptămâna viitoare sezonul pe iarbă pentru ea. Și de Simona și șansă de 1-1. Și părinții Simonei și desigur și Simona 40, se bucură 30, din plin 40, de această 40. Seară minunată. A fost realmente un efort pentru Simona să participe la acest meci omagial pentru Horia. A venit de la Nisa, acolo unde se antrena la Academia lui Patrick Mouratoglou, și se va întoarce acolo. Și apoi imediat va pleca în Anglia. Deja iată-l săptămâna pe... viitoare, Simona participă în turneul de la Birmingham, unde este favorita numărul 3. L-am văzut din nou în imagine pe domnul Tecău, tatălui Horia. Este practic omul care l-a dus la vârsta de 6 ani pe Horia pe un teren de tenis și aș spune că l-a lăsat acolo. Extraordinar acest punct. E și foarte greu să-l lovesc pe Horia la cei 1,93 m ai săi. 15-0. Destul de echilibrată disputa până acum. Absolut. Patrick Mouratoglou cred că ar fi un pic nemulțumit de elevul Patrick Mouratoglou. O încercare interesantă de serviciu. A la Ilie Năstase. Pe vremuri, așa da. Este. Cu repetiție. Da, a f-
Osnet se va repeta acest serviciu. Forward. Second service. Intercepția lui Horia Tecău, gata, gata să-l surprindă neplăcut pe Patrick Mouratoglou. Voluntar sau involuntar, Patrick Mouratoglou este cel care determină cele mai multe zâmbete. Am revăzut și reușita superbă a Simonei. Bethanie nu mai pare fi în formă la serviciu. Iată vine și această dublă greșeală. Mi-a plăcea foarte mult în această seară să-l vedem și pe marele Ilie Năstase intrând pe teren, să vedem dacă vom avea parte și de această surpriză. E o seară a surprizelor, așa cum am văzut și mai devreme. Și să joace cu racheta de lemn. Da. Și să-i pună și pe ceilalți să joace cu racheta de lemn. Mă tem că va câștiga lejer. Da. Simona a luat la țintă tabăra adversă. 30. Bethanie și Horia se cunosc încă de când erau adolescenți, au aceeași vârstă, acum 37 de ani. Și șansă de break 30, pentru 40. Echipa Halep. 30-40. Simona, care a jucat în culorile României aici, în sala de la Cluj, în Fed Cup. Echilibru în continuare. Egalitate. Ar putea să-și certe antrenorul pentru această ratare. Mai rămâne să se certe un pic și cu arbitru, Patrick, pentru acest out. Greu să o surprins pe Simona cu deplasarea ei extraordinară și este game pentru echipa Simonei Halep. Scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem. Halep Mouratoglou conducu. Patrick Mouratoglou s-a cerut afară după evoluția pe care a avut-o în primele game-uri și avem fețe noi pe teren, schimbări importante. Iată Robert Lindstedt împreună cu Marius Copil, iar Marius noul Copil. Partener al lui Horia este Andrei Pavel. Da, exceptându-l pe Horia, practic s-au schimbat echipele. Îl solicită din prima Horia pe fostul său partener, pe Lindstedt. Știe punctele slabe. Exact. A trimis acest loc pe rever. Are 45 de ani, Robert, și încă este jucător în activitate. Nici Andrei nu mai e la prima tinerețe, 48 de ani. 0-30. Third service. Așa cum spuneam și mai devreme, Horia Tecău a fost foarte aproape să câștige primul turneu ATP din carieră la dublu alături de Andrei Pavel în 2009 la Kitzbühel. Acolo unde au reușit să acceadă până în final. 15-30.
Pe teren se află cel cu care Horia Tecău a început aventura sa la dublu, Andrei Pavel. Cel cu care a trăit primul moment de apogeu, Robert Lindstedt, și cel cu care a încheiat, Marius Copil, aventura sa în lumea tenisului profesionist. Da, deși a ajuns la 48 de ani, am văzut ce mână fină are în continuare Andrei Pavel. Ne aducem aminte, apropo, de această scurtă din voleu. Ce maestru al scurtelor din toate zonele terenului era Andrei. O mână extraordinară. Și pentru că avem parte de jucători old school, iată reverul cu o mână pe care îl vedem tot mai rar în lumea tenisului. Și pe care e posibil să nu mai vedem deloc. Apropo de Patrick Mouratoglou, el are acum un elev din Bulgaria, în vârstă de 10 ani, Davidov îl cheamă, care este un jucător ambidextru și care nu face rever. Ambele joacă cu ambele mâini și mută racheta din stânga în dreapta, lovește doar cu forehand-ul. Am văzut odată pe Maria Sharapova reușind să câștige un punct astfel, aruncându-și racheta dintr-o mână în alta, dar să faci în mod constant lucrul acesta pe teren de foare science fiction. Da, e ceva extrem de surprinzător. Sunt câteva filmulețe, le puteți vizualiza. Robert Lindstedt. L-am văzut provocată de Andrei Pavel în acest schimb. Șervezul alături de care Horia Tecău a jucat în 3 ani consecutiv finala la Wimbledon. Și a pierdut, din păcate, de fiecare dată. Echipa Tecău și-a break-ul pierdut mai devreme înapoi și este din nou egalitate. Darnic, cum îl știm, Andrei împarte mingi spectatorilor, riscând să-l lase pe Horia fără minge de serviciu. Spectatori de toate vârstele la acest spectacol. Cine știe dacă dintre acești copii nu vom vedea un nou mare jucător pentru România în arena de tenis? Să sperăm că vom vedea, pentru că tenisul românesc are nevoie de continuitate. Extraordinară această finalizare a lui Andrei. Mereu încântător pe rever. Da, Andrei și Horia se pare că s-au pus pe Marius Copil. E și cel mai tânăr dintre cei patru. Cel mai bun jucător de simplu din istoria României, după Ilie Năstase, Andrei Pavel. Lui Robert Lindstedt. Robert Lindstedt, care timp de 14 ani a jucat în echipa de echipa Dili sau Suedii și știm ce nivel ridicat are această echipă. 16 victorii și 6 învingeri pentru Robert Lindstedt în acești ani pentru Suedia. Și Gavi Trifu, fostul partener de dublu al lui Andrei Pavel în echipa de Cupa Davis, îl schimbă pe acesta. Bethanie intră din nou alături de Horia. Oh, așa a lăsat partea descoperită Horia, cam ambițios.
și până la urmă acea parte este speculată de adversari. Îi stă bine la joacă lui Bethanie cu băieții. Da. Și ea un aer așa mai băiețos. Dar pentru a se echilibra un pic balanța, cred că va intra Simona. Nu vezi des un jucător de tenis care să fie aplaudat cu atâta căldură de Simona Halep. Remarcabil efortul venit din partea lui Marius Copil. Între atâția adulți avem și un copil. Marius Copil, cel mai bun jucător de simplu al României în ultimii ani. 40-30, 40-30. Oh! Știți, dar e pe post. A intrat Simona Halep. La fileu, Simona Halep. Robert a trecut și de partea adversă. S-au amestecat de tot echipele. Dar avem în continuare Constanța contra restului lumii. Ce recuperare reușește Andrei. Spectacol total aici în sala din Cluj și această minge de game este anulată de Simona până la urmă. Se simt excelent și protagoniștii acestui show. Egalitate de us, these are the point. Cred că ar face oricare dintre ei față într-o carieră de jucător în demonstrative. Deseori i-am văzut pe Andrei Pavel. Mai ales pe el l-am văzut în multe meciuri demonstrative. Pentru tenis, ce este Liverpool pentru muzică. Ne aducem aminte și în turnele de la București, în anii trecuți. Andrei Pavel juca. Andrei a fost în schipuri prea lungi. De Masurba Ami sau alții, de Ari la Cont și alți jucători care au venit pentru astfel de meciuri demonstrative. 3 contra 2. Lindstedt a simțit nevoia să dea o mână de ajutor echipei sale și punct pentru echipa Tecău. Un moment extraordinar pentru acest copil care are ocazia fantastică de a juca alături de Simona. Ca o predare de ștafetă, prezența acestui copil. Îi face careul de serviciu un pic mai mare lui. Este vizibil emoționat. Eu nu cred că aș rezista nici măcar să țin mingile cu sala asta plină. Dar poate în 10 ani ne vedem tot aici. Sunt momente pe care acest puș nu le va uita niciodată. De la nivelul de se
Simona Halep, Horia Tecau, Patrick Mouratoglou. Practic, puștiul ăsta are cea mai tare și cea mai intensă seară din toți cei foarte mulți ani pe care i-a are până acum. Go! Asta e! Merge, merge! Asta a fost momentul de apogeu al serii, cel mai frumos punct. Cu o astfel de încredere acordată puștilor, urmează astfel de povești frumoase pe cum cele ale Simonei Halep sau ale lui Horia Tecău. Scurt moment publicitar și ne întoarcem în sala de la Cluj. Am revenit în arena de la Cluj, acolo unde Tecău și Lindstedt au refăcut perechea care a jucat trei finale la Wimbledon. De partea cealaltă, Simona Halep și Marius Copil. Și meciul a crescut în intensitate. Simona între trei băieți, fericită că a reușit acest punct. 0-15 la 15. Băieții au început să tureze motoarele. Simona mai strânge din dinți și cred că începe treaba aia intensă. Cel mai frumos timp de până acum. N-am mai văzut așa ceva, un punct obținut cu mânerul rachetei. Ce smash din partea lui Marius Copil. Formidabilă abilitate. Extraordinar. Gabriel Trifu aplaudându-și jucătorul din echipa de Cluj de vis, Marius Copil. Un no look pass, să zicem, din partea lui Marius Copil. Căci greșești mai bine. The bromance is back. Marius revăzându-i la fileu pe Robert Lindstedt și Horia Tecău. Aduc aminte de finala pe care acum 12 ani am comentat-o aici cu cei doi la Wimbledon în fața perechii din Austria, Meltzer, Pechner. Toți au fost învinși. Prima finală de Grand Slam jucată de Horia Tecău în cariera lui. Avea să câștige peste câțiva ani alături însă de un alt partener, de Royer. Și acum, dacă îi privești pe Horia și pe Robert, ai senzația că mingea care vine de dincolo nu are pe unde să treacă. Cel mai ridicat nivel al jocului de până acum în această seară, cu Simona Halep și Marius Copil de o parte a fileului, de partea cealaltă. Vedem această pereche Horia Tecău, Robert Lindstedt, care a jucat trei finale consecutive la Wimbledon. Meciul a crescut în intensitate. S-
se apropie și de momentul de apogeu. Dacă vom avea 3-3 la game-uri, vom trece la un tie-break. Egalitate la 3 și, așa cum spunea Mihai, vom avea parte de tie-break. Să vedem dacă se vor mai efectua ceva schimbări în cele două echipe. Intră Andrei Pavel, intră și Patrick Mouratoglou. Black team, All Blacks. All Blacks, exact. Direct din Phoenix, Arizona, Bethanie Mattek-Sands. Am văzut-o inspirată de acordurile ACDC de mai devreme. Echipa veteranilor rezistă cu greu acestui asalt. Andrei Pavel, 48 de ani, Patrick Mouratoglou, 52 de ani. Adică împreună 100 de ani. Și l-am văzut pe Gabriel Trifu fotografiindu-se cu prietenul care au început un drum în tenisul mondial în Florida, la Academia Boletieri. Cred că Marius Copil îi spunea Simone cum să-și folosească mânerul la Wimbledon peste câteva săptămâni. Invitat, practic, cei doi, Pavel și Mouratoglou. 2-1, 2-1, până la urmă, Patrick Mouratoglou era cel care trebuia să lovească. Asta pentru că îi venea pe forehand. Da. Acest tie-break care face diferența în prima partidă. 3-1. 3-1. Echipa lui Horia. Mi se pare de apreciat faptul că Patrick Mouratoglou, dincolo de faptul că reușește mingi atât de bune, se expune, nu? Când el este consacrat în lumea tenisului cu imagine de antrenor. Însă are această putere de a se expune și ca jucător într-un astfel de eveniment. Demonstrativ, totuși. A făcut-o pentru Simona, din punctul meu de vedere, desigur și pentru Horia. Am văzut schema lui Mansur Bahrami, nu? Da. Acum la Patrick Mouratoglou. Amândoi Francescu, origini în Est, Patrick Mouratoglou în Grecia, Bahrami în Iran.
Ce schimb reușesc. Deja zici că e meci de tenis de masă ce au făcut Simona Halep și Horia Tecau. Superb acest duel. Mi-aduce aminte de declarațiile lui Horia de la începutul acestei serii. Eu și Simona Halep, doi copii care priveam împreună pe terenul din Constanța la jucători care aveau deja succes cu Andrei Pavel și visam să fim și noi la fel. Și au fost. Da, Simona a depășit chiar pe toți. Îl solicită, nu glumă, Horia, pe Patrick. Oh! Fantastic acest punct, câștigat până la urmă de Simona, care împiedică echipa lui Horia să se apropie de câștigarea acestei partide. Mă gândesc ce prilej extraordinar pentru copiii acest eveniment să fie inspirat, să fie atrași de tenis. Ne aducem aminte și noi când eram copii, de Iliana Stase sau Virginia Ruzici, ne inspirau enorm, de asemenea Ion Țiriac, și băteam în zidurile blocurilor peste tot unde prindeam mingea de tenis. Acum mă gândesc că toți copiii din România, când văd un astfel de spectacol, când văd jucători care te pot inspira atât de mult, precum Simona Halep sau Horia Tecău, sperăm că astfel de evenimente pot aduce cât mai mulți copii la tenis în România. Este așa cum și-a propus Horia această seară, un moment de sărbătoare în care toată lumea este cu zâmbetul pe buze, probabil mai puțin Simona acum, după ce Patrick a trimis această minge în fileu. Și este minge de meci pentru echipa lui Horia. Însă Patrick a simțit privirea plină de reproș a Simone de mai devreme și s-a revanșat cu acest serviciu foarte bun. În continuare, o șansă pentru echipa lui Horia de a câștiga acest prim meci pe serviciul lui Bethanie. Minunat reușit până la urmă de Simona. Mă gândesc cât de rar găsești în sport, nu, un astfel de prilej de a vedea femei și bărbați jucând în meciuri împreună. Superbă, într-adevăr, intercepția Simonei. Era momentul ca Horia să finalizeze. 7-6, 7-6. Mattek-Sands. Cred că își dorește câștigarea acestei prime partide din această seară. Nu că ar conta. Și este până la urmă meci câștigat de echipa lui Horia. Facem un scurt, foarte scurt moment de publicitate și ne întoarcem la spectacolul de aici, din sala de la Cluj. Ne-am întors în sala de la Cluj pentru acest eveniment extraordinar organizat în onoarea lui Horia Tecău, cel care se desparte de cariera de jucător, dar desigur va rămâne în lumea tenisului. Este capitanul echipei feminine a României și a anunțat intenția de a crea și o școală de tenis în care copiii să învețe tenis. Am văzut o primă partidă în această seară în sala de la Cluj, care a fost câștigată de echipa lui Horia după un spectacol deosebit la care au contribuit și Horia și Simona, așa cum spuneam, Patrick Mouratoglou, Bethanie Mattek-Sands, Robert Lindstedt, Andrei Pavel,
De asemenea, Marius Copil, Gabriel Trifu, cu toții sunt aici în sala de la Cluj și contribuie. Vom reveni la evenimentele de aici, de la Cluj. Vedem și Ilie Năstase, marele Ilie Năstase, este aici prezent în sală și ne aduce aminte de momentul în care i-a semnat un autograf lui Horia pe această rachetă de legendă. Cerându-i să joace cu ea. Da. Cu această imagine foarte frumoasă, ne mai despărțim un pic, facem o pauză de publicitate și ne întoarcem la acest eveniment minunat de la Cluj. ...pe care am fi vrut-o la Olimpiadă. Rachete. În ultimele 30 de minute va juca această echipă cu fiecare în parte, cu echipele invitate. Iată și adversarii Simonei și lui Horia, Marius Copil și Robert Lindstedt. O tragere la sorți ca la carte. Confruntări amicale, ce în fapt înseamnă scrierea unui nou capitol. Horia Tecău. Nu a fost cea mai curată tragere la sorți, acolo a intervenit Marius Copil, dar mă rog să trecem cu vederea. Echipa galbenă, echipa pe care am visat-o mereu pentru România. Echipa națională, să-i spunem. Dar ne aducem aminte, Horia Tecău totuși a obținut o medalie olimpică pentru România. Sigur, a fost în echipă cu Simona Halep. Cu Florin mergea la Rio în 2016, medalia de argint după o finală pierdută la Nadal. La Nadal, da, și Marc Lopez, deși au câștigat atunci un set ai noștri, au rezistat extraordinar în fața perechii spaniole. Ratează Horia acest stop volley. Marius Copil și Robert Lindstedt în cealaltă echipă. Nu suntem foarte obișnuiți cu Simona la fileu, ea se bazează mai mult pe jocul de pe fundul terenului, dar în seara asta s-a băgat la joacă și a arătat atât de bine și acolo la plasă. Aș spune că în perspectiva participării la Wimbledon, acolo unde e chiar recomandat să mai vii și la fileu, îi prinde bine. Frumoasă încercarea lui Robert. 30, 15, 30, 15. Da, sunt imagini care trebuie colecționate. Robert Lindstedt n-a reușit în acei trei ani consecutivi în care a jucat finala de Wimbledon să dea lovitura, dar apoi în 2014 totuși a câștigat și el un turneu de Grand Slam la Melbourne, alături de polonezul Lukasz Kubot. Devine tot mai serios Lindstedt. Lindstedt are 45 de ani, iar la 42 de ani, acum 3 ani, a devenit cel mai bătrân finalist din istoria Wimbledon în era Open. Nimeni n-a ajuns la o vârstă atât de înaintată într-o finală la Wimbledon. El a reușit la dublu mix lucrul acesta la 42 de ani. Și se pare că vrea să-și bată recordul. Era Open, care a început în tenis în 1968, când s-au amestecat profesioniștii și non-profesioniștii. Ah.
Ratează Simona acest smash. Și primul game al acestui al doilea meci este câștigat de perechea Copil Lindstedt. Aici la Cluj, Simona și Horia au mai jucat împreună în anii trecuți, în meci de dublu mixt. Acum 3 ani la US Open ei au jucat împreună într-o tentativă de a se pregăti cât mai bine pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, care au fost programate în 2020. Însă pandemia a amânat acea ediție a Jocurilor Olimpice și implicit planurile Simonei și ale lui Horia au fost date peste cap. 30-15. Dacă n-ar fi venit pandemia, foarte probabil în 2020 la Tokyo cei doi ar fi jucat împreună la Jocurile Olimpice. Wow! Minunată execuție a lui Marius Copil, care ne-a uimit de câteva ori cu abilitățile sale în această seară. Da, știe să facă și eu, Marius. Un jucător cu un serviciu foarte bun, cu un joc adaptat pentru aceste suprafețe rapide, cum este și cea pe care se joacă în această seară. Ratează Horia acest retur în cross. O reluare cu această execuție fantastică a lui Marius. Furată parcă de la Barami. Da. Totul pare a fi furat în aceste demonstrative de la jucătorul de origine iraniană. Un inventator al tenisului spectacol. Și un obișnuit al turneului de la București. Nu știu cât de reglamentar a fost această schimbare în timpul punctului. Bethanie care apare, dar dacă e să jucăm fără reguli stricte, vedem că se joacă și cu mingi duble și cu stopuri. Să vedem cui se dă acest punct. Da, o misiune dificilă pentru arbitru. Pentru că cine ia punctul câștigă practic game-ul. Tu ești tu la... Și punctul este acordat perechii Marius Copil Bethanie. Cum spuneam, Bethanie Mattek-Sands și Horia Tecău se cunosc de când Horia a mers în America la Academia Polichirii când era un adolescent. Patrick Mouratoglou, Andrei Pavel schimbă strategia, vor să facă ceva. Chiar nu ne dăm seama la ce s-au gândit. Intră 4 contra 2, nu! Intră 6 contra 2. Și iată, sunt invitați pe teren Emil Boc, primarul Clujului, și Stere Halep, tatăl Simonei, care vor juca împotriva lui Horia și Simona. Ceva îmi spune Răzvan că din 2019 domnul Boc s-a antrenat. Acum 3 ani cei doi au mai jucat aici la Sports Festival. Să vedem cine s-a ținut mai bine în formă față de acea întâlnire de acum 3 ani. 2019, aduceți-vă aminte cu la primire Stere Halep. Emil Boc, care a fost la aeroport astăzi la Cluj pentru a primi pe Simona Halep, primarul Clujului. Da, un om foarte pasionat și iată-l aici imitându-l pe Rafa Nadal. Rafa Nadal de la Cluj-Napoca. Fostul premier al României, are simțul umorului. Se aranjează apele. Emil Boc foarte pasionat de sport, un mare susținător și al echipei de fotbal Universitatea Cluj, care tocmai ce a revenit în Liga 1. Da, practic a adus o mulțime de evenimente sportive la Cluj și prin faptul că a reușit să realizeze acolo o infrastructură, inclusiv această sală.
știu, cred că aici pe partea dreaptă unde joacă Simona ar putea fi un mic blat, nu? Cu domnul Stere. Stere, care vedem de unde a împrumutat până la urmă de ambiția sa de Simona Halep. Am văzut pe Stere Halep cu o lovitură mai solidă. Foarte pasionat și de fotbal, de asemenea, și Stere Halep. De curând am fost alături de el în tribună la un meci al Farului. Desigur, fan al echipei lui Gică Hagi. La serviciu Emil Boc. La serviciu de regulă e la primărie. Exact. Emil Boc, dar acum îl vedem e în afara programului. La acest nou serviciu. Da, spuneai de Stere Halep, că este un om pasionat de sport, trăiește cu pasiune toate meciurile Simonei. Am avut și eu privilegiul de a sta alături de familia Halep la Roland Garros, în cele mai frumoase momente ale carierei Simonei acolo. O echipă care se ține bine, având în vedere și că cei doi jucători trebuie să goleze un pantof de stradă. Da, n-au știut, probabil că își luau echipamentul. Asta e un atac pe la spate. Stere Halep, acum vorbim serios, cu un rol extraordinar, ne aducem aminte de sacrificiile, au apărut apoi informații dezvăluiri, sacrificiile financiare extraordinare pe care el le-a făcut atunci când Simona era la început de carieră pentru a putea susține pe Simona în acest sport, totuși foarte costisitor care este tenisul. Ne tot primește la Cluj cu diverse același lucru este valabil și despre familia Tecău. Tatăl său a avut un rol crucial în cariera jucătorului. Și uite că suntem la al doilea an de Sports Festival! Minunat spectacol! Vedem că tenisul este pentru toată lumea. Da, frumos moment. Cred că Stere odată și-a mai ajutat fica, lăsându-i acest punct. Foarte frumos acest moment. Tată fică. E, și acum vine și domnul Tecău. Glumesc, desigur. Foarte frumos și cât se poate de simplu. Autoritățile locale nu doar îngăduie, ci și construiesc împreună cu inițiativa privată astfel de festivaluri din dragoste pentru sport și din dragoste pentru bucuria ce o pot aduce celor ce participă. Exact ce spuneam. Foarte tare în momentul. Nu doar construiesc, ci și îngăduie. Te căl senior pe teren. Cuvinte și de fraze. Și atât de unde pe care am moștenit fizicul impresionant Horia Tecau. Da, este omul care practic l-a urmat de aproape în toată cariera, l-a însoțit la turnee încă de pe vremea junioratului, a făcut eforturi financiare colosale pentru a-l crește ca jucător și ca om până la urmă. Și iată familia Tecău versus familia Halep, un dublu mix. De o parte a fileului, de partea cealaltă... Tenis pe familii mai rar. Da. Facem un schimb de mingi alături de ei, ceea ce nu s-a întâmplat. Este un tribut frumos adus părinților. Da, probabil fără pasiunea acestor părinți nu existau aceste cariere extraordinare pentru copiilor. Într-o parafrazare ce îl vizează direct pe Cătălin Tolontan, în spatele fiecărui podium ar trebui încă un podium mai mititel, ce-i drept, unde să urce părinții și bunicii sportivului premiat, pentru că ei au stat ani de zile după marii noștri campioni la antrenamente, în cantonamente. Stere Halep are abilități de jucător de dublu, e clar. Gânduri și peste răni. Când îl privesc pe Stere Halep, mi-aduc aminte de faimosul film care acum e la modă,
King Richard, cum se scrie o astfel de cu Will Smith jucându-l pe tatăl surorilor Williams. Privește pe Horia Tecau, cel al de asemenea un părinte cu o pasiune nebună și cu o dorință nebună ca fiicele lui să izbândească într-un sport al albilor. Capitol nemaipomenit. Și au izbândit. Da, o poveste extraordinară cu Papa Richard în prim plan. Ce vrea. E bine, o astfel de pasiune extraordinară pentru tenis și o dorință nebună ca fiica lui să reușească a avut și Stere Halep. Sigur că noi vedem acum imaginile frumoase ale triumfului, ale spectacolului, dar nu trebuie să uităm cât efort a stat în spatele acestor imagini frumoase din partea acestor părinți. Eforturi financiare, eforturi fizice, cât timp alocat, câte energii consumate. Da. Cel mai frumos omagiu adus de Simona Halep și Horia Tecău în această seară până la urmă pentru părinților. Am văzut și pe Patrick Mouratoglou impresionat de acest moment. A ținut să-l colecționeze. Inima mea cum suflai peste genunchii mei să nu mă mai doară. Ăștia sunt părinții de campioni. Dar Stele Halep i-a transmis Simonei și pasiunea pentru echipa din Constanța, echipa de fotbal, pentru că am văzut-o și pe Simona prezentă la meciurile echipei lui GP Hagi. Și am văzut cât de bună este Simona și la fotbal. Este incredibilă abilitatea ei de a jongla cu mingea de tenis pe picior. Da, o face deseori. Prin ei și pentru părinților. L-am văzut pe tatăl lui Horia Tecău extrem de emoționat în această seară, dându-i lacrimile. Da, practic este omul care în urmă cu mai bine de 30 de ani l-a dus pe Horia pe terenul de tenis. Și dacă ne mai întrebăm încă de ce a renunțat Horia sau de ce a agățat racheta în cui în urmă cu un an, să ne amintim că are în cartea de muncă 30 de ani de tenis. Da, sigur că regretăm în continuare faptul că nu mai vedem pe Horia Tecău, pentru că pentru tenisul de dublu, el este încă tânăr, chiar dacă a ajuns la 37 de ani, pentru că vedem ce năzbâtii face fostului partener Robert Lindstedt. La 42 de ani devenea finalist din nou la Wimbledon, iar de asemenea un alt fost partener al lui Horia, Jean-Julien Royer, a jucat în acest an la 40 de ani finala la Roland Garros la dublu masculin și a câștigat. Da, un moment cu adevărat special. Simona și Horia și-au invitat părinții pe teren într-un meci simbolic peste timp. O recunoaștere. Ce vrei să facem? Mi s-a părut că l-am văzut și pe tatăl lui Andrei Pavel într-o imagine mai devreme. Copiilor care vor să încerce să joace tenis alături de noi. Și îmi spuneți voi dacă este posibil fără să creăm un haos aici. Ce vrei să faci exact? Să vină copiii care vor să joace tenis. Da, urmează haosul, dar ce plăcut va fi acest haos. Copiii sunt invitați pe teren. Iarăși un gest extraordinar de frumos din partea lui Horia Tecău. Copiii, pentru că despre asta este vorba, de a preda ștafeta mai departe pentru noile generații. Copiii sunt chemați pe teren pentru a juca alături de aceste legende. Marius, ne aducem aminte cât ne-ar fi dorit și noi să fim pe teren când făceam tenis în copilărie cu asemenea giganței tenisului. Cât am fi dat să fim pentru o clipă măcar pe teren cu Ilie Năstase sau cu Virginia Ruzici. Acum să te ții. Probabil că nu există copil în sală care să nu dorească să schimbe o minge cu Simona sau cu Horia sau cu ceilalți Planul campioni prezenți. Planul inițial era ca un singur copil să joace, e vorba de Marius Copil. Dar cred că acum organizatorii pur și simplu nu știu ce să mai facă. Da, cu siguranță și organizatorii au fost oaspeți surprindere. Dacă ei au făcut câteva surprize lui Horia, iată și Horia le face o surpriză organizatorilor. Dar va fi o noapte memorabilă pentru toți acești copii. Să rugați să vină lângă Horia. Ok.
Fotograful oficial și alți fotografi sunt rugați să meargă lângă Răzvan la fileu. Haideți la fileu, domnilor, să vedem dacă putem scrie o istorie fotografică. Cei care se află, să sperăm că măcar câțiva dintre acești copii vor accede un nivel de performanță, poate nu la nivelul lui Horia sau Simonei, dar care să ne permită această continuitate în tenisul românesc. Iată, avem continuare foarte mulți copii care sunt pasionați de tenis în Cluj și sunt convins peste tot în țară. Simona este efectiv în continuare că acest sport va avea alte și alte glorii în arena internațională plecată din România. În arena de la Cluj o vedem pe Simona Halep asaltată pur și simplu de copii, o face însă cu zâmbetul pe buze. Este și asta în fișa postului, să spunem așa. Moment de apogeu al acestei seri minunate de la Cluj, cu Simona Halep și Horia Tecău înconjurați de copii sub această ploaie de papelitos. Și cred că acesta va fi în continuare destinul pentru Horia, cum probabil va fi și pentru Simona, să crească o nouă generație sau noi generații de jucători valoroși, așa cum au făcut și antrenorii pe care i-am văzut la începutul acestei serii, Radu Popescu sau Ioan Matovici. Da, cu spiritul său pedagogic, sunt convins că Horia Tecău va rămâne în lumea tenisului ca antrenor, ca mentor, ca fondator de academie, ca exemplu, continuând să împărtășească din experiența sa fabuloasă cu aceeași seriozitate, tenacitate și răbdare cu care a făcut-o și ca jucător profesionist. În această seară aici la Pro Arena vom asculta din nou în interviuri exclusive pe eroii acestei serii. Ioana Cosma este acolo la ea acasă, la Cluj, pentru a discuta cu Simona Halep, cu Horia Tecău. Vom asculta gândurile acestor giganți ai tenisului după această seară minunată. Fiecare la locurile asignate. Copiii, vă rugăm să vă întoarceți la locuri, pentru că Horia vrea să ne spună ceva și va fi greu. Așadar, ne pregătim de momentul în care Simona Halep va fi invitată Ioanei Cosma aici pe Pro Arena pentru declarații. Își croiește însă cu greu drum spre zona rezervată interviurilor, este în continuare asaltată, ca de altfel și Horia, de sutele de copii care își doresc cu ardoare acest autograf, poate o fotografie. O seară de neuitat aici la Cluj, o poveste completă cu Horia, pornind de la trecutul lui, și încheind această seară cu viitorul, așa, cu viitorul, sperăm, al tenisului nostru, cu acești copii care iubesc tenisul și care au aceste modele extraordinare care pot inspira în continuare. Să le continuăm după, pentru că microfonul îți va aparține ție. Da, de mâine, practic, Horia începe o nouă viață. A avut un răgaz în care să acomodeze cu ideea. Și după ne revedem pe teren, da? A fost momentul de haos organizat. Horia și-a dorit foarte tare, el lucrând de ceva timp într-o zonă ce privește, știți foarte bine, copiii. Antrenoratul Horia Tecău este și capitanul nejucător al echipei feminine a României, care joacă în Billie Jean King Cup. Să facă și sperăm acolo, ca în echipa lui să revină cât mai curând și Simona Halep. În mijlocul copiilor. Noi avem nevoie din nou de Simona ce s-a întâmplat astăzi în echipa României. Ținându-le pumnii pentru următoarele zile interesante de sport festival, ne luăm la revedere. Mergem acum la Ioana Cosma, cea care va fi în dialog cu Simona Halep, așa cum spuneam. Johnny, mă auzi? Da, suntem și e magnific. Bună seara, Simona Halep! O seară absolut specială aici la Cluj. La sărbătoarea, atenție și nu retragerea lui Horia Tecău. Da, chiar a fost o sărbătoare. A fost un eveniment deosebit, așa cum Sports Festival ne-a obișnuit. Și în 2019 a fost un eveniment deosebit și mă bucur tare mult că am venit și că am fost alături de Horia în poate cel mai emoționant moment al lui.
Ai avut și tu emoții? Adică ți-e face așa pielea de găină? Sigur că am avut emoții, sigur că m-am gândit că o să fie și momentul meu peste câțiva ani. Când? Peste câțiva ani. Peste câțiva ani? Da, 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 peste câțiva ani. Dar mă bucur tare mult că a luat decizia asta fiind fericit și fiind împăcat, că l-am văzut foarte liniștit, emoționat, bineînțeles, pentru că este normal, dar s-a bucurat din plin și s-a bucurat că să aibă alături de el toți prietenii. A jucat împreună cu tatăl său, ai jucat împreună cu tatăl tău, până la urmă cine a câștigat? Egalitate. Pentru prima dată în tenis a fost egalitate. Ce senzație te-a încercat să joci cu o sală plină împreună cu tatăl tău? A fost frumos, am mai jucat, am avut șansa să mai joc cu el, împreună cu el, în 2019, dar de fiecare dată e emoționant și, emoționant și mă bucur tare mult să am părinții alături tot timpul. Dar te-am văzut foarte implicată în meciuri, pentru că urmează Birmingham, urmează turnee. Da, am jucat foarte implicată, și dar totodată m-am bucurat. A fost un eveniment super și cred că cu toții ne-am bucurat de această seară, inclusiv părinții mei, prietenii care au venit, a fost minunat. Să știi că ne-am bucurat că te-am văzut jucând împreună cu Horia Tecau, pentru că visul nostru era să vă vedem la Jocurile Olimpice. Din păcate n-am reușit să merg la Jocurile Olimpice. Dar poate vedem. Paris? Iartă-mă. Păi eu vreau să joc, dar pe el nu știu dacă îl mai conving, puțin cam târziu, dar cine știe, poate alt român. Ce înseamnă așa pentru un sportiv o carieră atât de impresionantă? Până la urmă e vorba de o viață întreagă de muncă până aici. Păi am muncit mai mult decât am stat, ca să spun așa. El are, cred că, vreo 30 de ani de tenis, ceea ce este impresionant. Eu am vreo 25. Ce înseamnă? Înseamnă viața noastră. Tenisul a fost și este, pentru mine în continuare, viața noastră și ne-am dedicat total. De aceea am și reușit să facem rezultate foarte bune. Dar, Simona, înseamnă avioane, avioane, avioane. Când alții sunt în concedii, înseamnă avioane, turnee, turnee, avioane. După tenis, după ce mă retrag, o să am timp și eu de concedii, mă consolez cu treaba asta și nu regret, nu-mi pare rău pentru nimic, că nu am vacanțe sau că nu am o viață normală. Îmi place ceea ce fac și acum, în ultima perioadă, am redescoperit plăcerea jocului și mă bucur tare mult că atunci când intru pe teren, mă simt bine. Patrick Mouratoglou a reaprins flacăra din Simona Halep, am văzut în interviul acela de la CNN. Da. Și atât de repede, cum s-a întâmplat? Da, pentru că el este foarte pasionat de acest sport și când face ceva, face cu mult entuziasm. Și faptul că m-a apreciat și mi-a arătat că am fost foarte bună în trecut și mi-a arătat că el crede încă în șansa mea că mai pot să fiu acolo, mă face doar să merg pe teren și să mă antrenez cât se poate de mult. Asta nu garantează că o să mai câștig turnee, dar cel puțin încerc. Dar nu e sine pumnii. Mulțumesc. Îți mulțumesc tare mult pentru că ai fost alături de Horia Tecău, în special în această seară, și pentru că ai fost alături de noi. Simona Halep, baftă mult în continuare, mulțumim tare mult. Mulțumesc, cu drag. Luăm câteva minute de pauză, ne întoarcem, apoi va veni alături de noi și Horia Tecău, protagonistul acestei serii minunate. Rămâneți cu noi!